Așadar, problema reală. Așa. Și doi merită, îl facem și pe acela. Da. Ei însă au obligații, cei care dau peste noi, să spună tuturor prietenilor, felul ăsta ne pot ajuta ca pe mai mulți, cât mai mulți ar putea acesta, ca proiectul ăsta să putem duce la capăt. Corect. Prima problemă. Da. O piesă metalică se strujește într-un cub. Da. Se strujește. Adică la strung, ei din formă de cub. Pleacă dintr-un cub și o tot pilește, nu? Așa. Și îi face altă formă. Deci o piesă metalică se scurgește dintr-un cub, eliminându-se două piramide bazate de regulate cu vârfurile sănătoase. Deci facem un cub, profesor, avem ce de cub. Da. Avem de ce de. Deci facem un cub. A, B, C, D. Sănătate. Vrea sănătate, hai, dacă nu știu voi. A prim, B prim, C prim, D prim. Deci ăsta este cubul. Ce se strujește în cub, eliminându-se două piramide bazate de regulate, cu vârfurile în Q. Q A, B, C, D și Q A, prim, B, prim, C, prim, D, prim. Undeva Q e la mijlocul cubului și de acolo pleacă piramidele, știți? Un vârf, un punct la mijlocul cubului, dacă vreți la... Chiar în mijlocul cubului, da. L-ai găsit dacă diavolul n-a dat? Nu știu dacă știu zi, uitați. Deci, la intersecția diavolul n-a dat, așa este. Adică două din diagonale de pe duc. Am unit de prim cu B. Și de prim D cu B prim, așa. Și găsesc pe O punctul Q. Q. Așa. Punctul Q. Facem două piramide. Q A B C D. Deci, iată, așa se face o piramidă. Și încă una. Și eu cred că a prim de prim, ce prim de prim. Și eu a prim de prim, ce prim de prim, cea de-a doua piramidă. Cred că vă... Hai să... Faceți culori, domnule. Una populară și altă. Exact. Eliminându-se două piramide pe aparatele regulate cu vârfurile în Q. A, B egal cu 5. A, în importanță, avem A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim, cu
Ședințe de prim. Era cine? Era cu partea de la. Da. AB5. Avem ca AB egal cu 5. Și atât. Și zice așa, piesa urmează să fie vopsită. Această piesă. Deci după ce se elimină cele două piramide din ea. Din cum se scot piramidele. Da. Și piesa urmează să fie vopsită. Să te determină suprafața totală vopsită a piesei. La amic. Amicarea totală vopsită. Piesa urmează să fie vopsită. Area totală a. Area totală a. Piesei. A. Corpului. Da. B. Ce volum de material se îndepărtează? Amic, da. B. Adică volumul piramidei. Adică volumul piramidei. Îndepărtat. Da. Și ce? Să se determine volumul piesei. Ce? Volumul piesei. Piesei. Are notat locul de dublu și a îndepărtat? Da, zice că o piesă metalică se slujește eliminându-se două piramide pe aproape de cap și de mână. Așa. Atât, da? Da. Vreau o idee. La primul facem area totală și scădem aia cel două piramide care sunt area egală. Sunt două piramide egale, zice. Da. Are de să fie egale. Area piramidei, volumul e area bazei mulțimea scoar 3 și cum avem aceeași mulțime, aceeași area bazei, e aceeași... Dar tu ce spui acum? Auziți-vă ce spunea? Că urmăiți-o. Nu mă lăs acum. Iar de ce area totală e egală cu ce ai zis? Nu, am zis volum. Area totală e area bazei plus 4 ori triunghiul a prim și de prim. Aflăm area unui triunghi, aflăm area totală. Din area totală scădem area piramidelor. Area totală a cubului, zici tu? Da. Și cu cine e egală area totală a cubului? Tu cine e egală a misoara cubului? Cu... Fii atât. De 6 ori area triunghiului a prima B pe prim. Nu uitați un lucru. Trebuie să gândiți exact, să aveți în minte cu vocea și să scoate pe o parte și pe cealaltă, două piramide se scoate, da? Da. Cu vârful la intersecția diagonală. Ce rămâne după ce ai scos? Area totală a cubului minus ce am scos. Faci confuzii cu volumul. Deci, una este când e vorba de volum, când spui din volumul total să vedem volumul acela, da. Dar aia total înseamnă cât material ți-ar trebui să învelești prin corp. Îl învelești lateral, da. Din cub, și îl învelești și în interiorul scobitura aceea piramidii. Nu? Deci scobitura rămasă, acolo se vopsește. Deci și area laterală. De fapt, area laterală a scobiturii, cine este? Vedeți, trebuie să înțelegeți întâi. Deci am un cub din care scoatem două piramide și după ce scoatem două piramide, vopsim. Exact. Ce vopsim și piramidele? Nu piramidele care le-am scos mai, dar nu au rămas două cub din care ele au ieșit. Asta vă zice. Scobitura aceea. Scobitura. Deci în mandatul așa a rămas scobitura aceea. Scobitura aceea e locașul piramidei pe care am îndepărtat-o. Dar noi trebuie să vorbim locașul acela din interior scobitura aceea. Ce reprezintă scobitura aceea de fapt? Pe o parte. Că e pus și pe partea cealaltă e simetrie. Sunt două la fel. Da, exact. Este area laterală a piramidei. Corect. Că dacă am depărtat-o, forma care a rămas este tot al piramidei. Deci a face măsurătoarea pentru suprafața aceea, e de fapt area laterală a piramidei, care era băgat acolo, nu? Da, vrea și... ce e prin afară, nu mai ți-o scos. Păi nu numai, tot. Domnul ăsta vrea să înțelegeți. Păi da. Dacă și deci, scobitura a sprins-o. Da, deci scobitura aceea trebuie vopsită.
Dar scopitura este exact forma piramidei care a fost îndepărtată. Deci scopitura este, de fapt, ca suprafață, este primită, este area laterală a piramidei. Scoase. Ori ai face area laterală a piramidei scoase, care ai în față, jos un pătrat. Deci așa trebuie să înțelegeți. Hai să vedem. Deci ce am scos noi este așa. Da? A, B, C, D. Cuvântul în Q. Asta e scoasă. Și dintr-o parte și din alta. Dintr-o parte și din alta. Ce-a rămas? E semnul exact a piramidei acestea. Deci, practic, trebuie să vopsim. Nu vopsim pe asta, dar vopsim partea cealaltă care a rămas acolo. De fapt, este area laterală a piramidei de aici. Exact. Dar bazele înseamnă că se scot, bazele nu vor mai fi. Cu totul? Da, 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 da. Da, ălea nu vor mai fi. Deci, bazele se scot, categoric. Da, și ce rămâne din cub? Bazele nu mai sunt, s-au scos cu piramida, rămâne area laterală a piramidei două. Deci, mai rămâne alte două piramide, ălea care nu sunt, sunt așa, sunt așa, rămâne alte două piramide. Dă prima, prim A, D, Q și Q prim, B prim, C prim, P, C. Ia de ce că rămân piramidele de aici? Deci fără bază rămân în P, C, C prim, B prim și A, D, D prim, A prim. Vă dați seama cum arată corpul cum l-am dat, l-am dat pe astea de parte, să-i zice. Ca o clipsită, foarte bine zis, foarte bine, ca o clipsită, foarte bine. Dar, atenție! E gol acolo, pe clepsire, o vedem când curge așa, dar e bine să se zice. Da, vă face da. Deci arată pe lateral, cubul n-a fost atins. A prim, B prim, B, A rămâne. Toate fețele laterale rămâne. Toate fețele laterale rămâne cu cubului. Nu mai avem base, că a fost dată cu dată cu baza ABC, Q, e dată deoparte. Și A prim, B prim, C prim, D prim, Q, e dat deoparte. Da. Deci, îmi rămâne numai area laterală a cubului și haideți. Deci, area laterală a cubului, cum ar veni, și da, și de două ori area laterală a piramidei. Asta mă obsesc. Un cartof era bun, într-adevăr. Dați-mi un cartof și v-am făcut problemă. Da? Mă, hai să încerc așa pe el. Ăsta e cub. Bucățica asta de cred. Și acum, eu viu și mă duc așa. Scobesc așa. Mm-hmm. Până în mijlocul cubului, până în vârful ăla ciu, care l-a interzitea de coronator. Și o scot piramida. Și o scot pe asta de toate. Ce rămâne în locașul ăsta aici, în locul ei, este tocmai forma piramidei pe care am îndepărtat-o. Mm-hmm. Deci forma piramidei, și acolo trebuie să vopsesc eu toată scopitura aceea. Adică area laterală a piramidei pe care am îndepărtat. Mm-hmm. Deci, de ce se compune area corpului acesta? Din area. Din area laterală a cubului, cele patru fețe, adunate, plus area laterală pe partea asta, piramidei acestea, și pe unul pe partea cealaltă. Că scot și pe aia de pe de sud. Și de partea de alta. Și rămâne scovitura, de aia area laterală, zice domnul profesor. Păi da, dar fiu acolo, mi-e primează încă două, după ce le scoatem piele, mi-e primează încă două aici. Unde se mai fac asta? Ea zice de Q, A, prim, D, de prim, de exemplu, dacă vă uitați. Dar pe aia zice Q, A, prim, D, de prim. Q, A, prim, D, prim, D. Dar nu, e plin acolo. E plin, nu. Ea e vopsită de A, Q, A, A, Q, nu, domn profesor, e vopsită. Sigur că da. Deci eu vopsesc ce se vede. Dar acolo e corpul plin, adică Q, D, de prim, A, A prim, care e din nou o piramidă. Exact. Hai, eu
laterale. Sigur că da. Așa. Și mai vopsesc șoara laterală a piramidei. Sigur că da. Deci, are ce să tenim în loc. Exact, de aia să vă gândesc, domnul profesor, insistă. Să vă gândiți bine. Și deci tu trebuie să vezi corpul. După ce ai scos pe celălalt, trebuie să vezi corpul. A fost înainte cubul, am scos doar partea asta și partea cealaltă. Exact. Ce vopsesc? Și ce vopsesc? Păi tot ce se vede. Vopsesc tot ce se vede. Adică are laterala cubului și găurile la care le-am scos, le-am... Da. Păi hai să putem alea la cubul. Lui A, Q... Q, A, B... Ba, A, Q, B, există atât? Da, ca să avem aia laterală. A, dar A, Q, B, ce te mai duci? De ce mă duci la Q? Păi... Ia de ce l-am singur triunghi. Ca să putem alea laterală la piramide. A, moșie, la piramide, da? Da. Bun, dar e un fenomen mai interesant să-l înțelegeți bine. Mm-hmm. Sigur că fețele în scopitură sunt trei triunghiuri, patru triunghiuri sunt acolo, da? Exact. Și cu patru sus? Și avem de patru, opt ori are un singur triunghi, al lui QAB. Exact. Că sunt patru astfel de triunghiuri părate în fiecare capăt, da? Piramidă. Așadar, începem cu punctul care? Cu punctul A. Aria totală corp, aria totală corpului, este egal cu aria laterală a piramidei, aria laterală a cubului, U, plus de două ori, plus, ți-am zis, nu ai scăzut, plus, după, și aceea e interesant, plus de două ori, aria laterală a lui QABCD. Da? Are laterală Q, A, B, C, D. Eu puteam să Q, A, B, C, D plus Q, A, B, prim, C, prim, D, prim. Da? Să sunt simetrici. Și nu cu aria totală, minus, cu două ori aia... La volum. Când avem volum, ca scurt de parte. La volum. La volum. Păi să o clipă. Ca să vedem volumul corpului, da. Iar auzi, eu nu ți-am spus harmonie trebuie cu... Nu, ia atunci cu aria totală, ea vă întreabă. Nu e aceeași chestie dacă mingea din aria totală a cubului să scadă. Nu. Nu. Păi da, mai minunat. Acum să te invit să gândim. Ce treabă are cu aria totală să scădem aria laterală a cubului? Păi ce tocmai se adaugă. Nu, din aria totală a cubului scădeam de două ori aria piramidelor. Și e logic. Hai să ne gândim. Așa și-a făcut. Hai să ne gândim. Păi, vezi, vezi, de nou suntem în fața unei probleme la care nu primul impuls te-ai și dus pe ea. Eu trebuie să-l văd, să-l, atenție, trebuie să-l descoper corpul, cum arată. După ce l-am scos, acolo se știe găuri. Să știi, vopsești tot corpul. Adică și acolo scopitura trebuie să o vopsesc. Dar ce-i scopitura? Păi scovitura e forma piramidei pe care ai îndepărtat-o. Ai îndepărtat piramida, urma scovitura, dar e exact forma piramidei. Dacă da, înseamnă că e area laterală a piramidei. Nu area totală. Că nu mai ai baza asta. Baza ABCD nu ai din vopsit. Că s-a dus odată cu piramida deoparte. Pe cine ai tot de vopsit? Q, Q, B, C, Q, C, D, Q, D, A și Q, A, P. Fiecare din ele. Deci nu reacționăm așa după primul impuls. Citim problema de mai multe ori. Nu poți să te apuci la probleme să o faci fără nu ai înțeles o bine. Da? Deci autorul spune, îi sub formă de cub. Îndepărtăm piramidele. Q-ul ăla e în interior. La intersecția diagonală. Și Q la vârful de bazei ABCD și Q la vârful bazei A prim de prim ce prim de prim. Și atunci, odată îndepărtat acolo, vă imaginați că aici este forma este o piramidă, nu corp. Corpul nu trebuie să fie cu cerc. Am scos scopitură. Am scos scopitură, dar e formă de piramidă. Patru latere. Patru latere, că baza a fost un pătrat.
Așa. Și atunci noi vă și scobitura cei de sucupții. Adică scobitura înseamnă cele patru triunghiuri. De formă Q, A, V. Pe o parte. Și între patru, pe partea cealaltă. Deci sunt 8 triunghiuri de cele. Eu am zis de două ori, are Q, A, V, C, D. Area laterală. Da? Chiar, da? Area laterală. De două ori. Area laterală a lui Q, A, V, C. Noi avem că piramidele sunt regulate. Care piramide? Cam de Daniel, Q, A, B, C, D și Q, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim. Păi tot îți spun dacă sunt regulate. Să, da. De ce? Ca o fața, un pătrat. Sigur că da. Păi dar zice, în spatele alterului regulate piramidele. Zice probleme. Zice, dacă aș fi, cum demonstrăm că e piramide regulate? De ajuns, zicem, că A, B, C, D e pătrat? Păi, ar fi de ajuns. A, B, C, D, A, prim, B, C, D, prim. Adică Q-ul ăsta nu e la întâmplare. Înălțimea pică de Q chiar în mijlocul bazei. Pentru că Q este la intersecția diagonalelor, Miruna. D' B și cu B' D se întâlnesc într-un punct. Toate diagonalele se întâlnesc într-un patru, într-un paralelepiped. Cu atât mai mult într-un cub. Se întâlnesc, se jumătățesc. Într-un cub, atenție, într-un cub, toate diagonalele și paralelepiped obișnuit cu baza unui, de dacă baza nu e un pătrat și ar fi un dreptunghi, mai sunt diagonalele toate egale? Dacă baza e un pătrat... Deci, dar baza nu este pătrat, baza este un dreptunghi. Deci dacă baza este un dreptunghi, diagonalele mai sunt egale? Diagonalele dreptunghiile sunt... Adică, uite, vezi tu. Aici, camera asta pare să fie chiar un cub. Pare să fie, nu? Dar nu e. Nu e chiar un cub, pentru că așa aici... e mai mic decât așa, nu? Da. Deci baza de aici, baza, este un dreptunghi. Este o paralelepiped. Dreptunghi. Și diagonala de acolo, în colțul ăsta, în colțul cel de jos, ăsta de aici, în colțul celălalt, nu știu și așa, toate sunt egale. Diagonale, da? Deci colțul de acolo, colțul acela de jos și acolo, toate se înjumătățesc. Pentru că pe rând două câte două sunt în planul diagonal. Ce înseamnă în planul diagonal? Vedeți așa, muchia de acolo și muchia de, și cea de jos. Ăsta e planul diagonal care trece prin camera asta. Da? Deci planul diagonal așa vine de acolo și se duce tot mai jos acolo. Și în planul ăsta diagonal, acestea sunt diagonale. De două diagonale ale pietrului. Da? Mai am încă două, dacă plec din colțul ăla de sus, de pe muchia de sus și vin în asta de jos. Și iar prind două diagonale. Deci din cele patru diagonale, două câte două sunt în plane, nu? Și se întâlnesc cam planele celelalte, tocmai la mijloc. Cu alte cuvinte, ele sunt concurente într-un singur punct, mijlocul diagonalelor. Într-un dreptunghi, diagonale așa, nu se jumătățesc? Da, se jumătățesc. Unde se mai jumătățesc? Chiar în paralelepiped, în paralograf se jumătățesc diagonale. Da. Aici, când ai insistat, să vedem de ce aceasta A, B, C, D, Q este o piramidă patrateră regulată. E natural pentru că B, Q, uite, vezi, B, Q, D, prim. B, Q, D, prim. Ca și cum diagonală în... Ca și cum ar fi diagonală în cubului. Exact. Și ele se intersectează, se... Adică de prim, de prim, ce prim, A, B, ăla e între prim, ăla două sunt diagonale. Deci A, B, de prim, ce prim, este un dreptunghi. Și astea, două diagonale, A, C prim și D prim, B, sunt în planul diagonal același, să jumătățesc în punctul Q. Diagonalele într-un dreptunghi sunt egale? Hai să vedem la
Uite, tu răspunde. Mai să fie egal diagonal într-o parte într-un dreptunghi? În pătrat sunt. Și în dreptunghi putem axa, sunt egale? V-aș pune așa, avea o plăcere nebună să văd că vă certați acum aici. Dar și faptul că nimeni nu spune nimic. Exact. Tu ai ridicat problema asta, oare sunt diagonale? E ca de zis că tu îți bagi ori nimic. Și chiar vreau să iau drept serios acum. Mă pui să-ți demonstrez treaba asta că diagonale sunt de care... Uite-te! Trebuie să concluim. Bun. Ne întoarcem. Am pierdut prea mult timp aici cu problema asta, dar am ținut neapărat să înțelegeți, să nu porniți pe problemă în a o rezolva așa, să fie acolo. Ci să gândim concret. Așa că are lateralul curiozii. Înseamnă de 4 ori. Are un singur fețe. B, C, C prim, B prim. Și plus? Plus? De 8 ori. Ca să ne mai aria triunghiului Q, B, C. Asta este area totală a corpului. Și acum? De 4 ori. 25. 5 la 4. Plus de 8 ori. Acolo... Q, B, C. Pare cum află pe QBC are... Acolo o să notăm cu O, știm că e mijloc de O decimă perpendiculară pe BC, unim Q cu M, ca să notăm așa. Știm că QM e jumate din AB. QM e jumate din AB, de acord, pe 2 din QM. E 2,5. QM e 2,5. QM. O M, da. Unim Q cu M. Q cu M. Așa, mai știm... Gândeam să facem marea și o să fie baza o răbărțime și... Am înțeles, dar mă bază o știi deocamdată și problema aia, bătăria o dăm pentru Q M. Dacă ai ști o pic Q O, deci pe QO, dacă aș fi O. Dacă mergem în QAO. Q? Nici acolo nu știu. A, O. Nu știu pe QA. QO trebuie să o afli. Ce mai important? Trebuie să o afli pe QO. Cine vede QO cât ar fi? Păi atunci mergem în triunghi. Nu? Atunci mergem în triunghi. Q, așa ar veni, nu? Hai să vedem dacă diagonalul ăsta e așa aici. Q ăsta a fost. Pare Q-o și O-o prim. Sunt colinii aici, nu? Dar nu se jumătățesc. O prim.
Care aș, dacă aș de o oprim? E, dar pe o oprim e jumătate din a oprim, pe o aceea ce prim. O oprim cât este? E chiar cât a oprim. E jumătate. Chiar cât a oprim. Da, și 5. Și 5, atunci Q-O cât este? 2,5. 2,5. Deci suntem în Q-O, mă. Unde este în Q-O? 2,5 și 8, mă, 2,5. Te remorc. Da, da, da. Da, da, aici ați cumplat bâlbâitul. Da, am zis că am luat. Deci, nu vedeți pe Q ca fiind din nou oprim. Da? Din Q ca fiind o oprim. Da? Din Q ca fiind... Jumătate din nou. Q jumătate din nou oprim. Asta l-ați văzut. Și dacă nu vedeați și nu vedeați, da, adică erați în locație așa. Am mai avut tentativă, zice, m-ar duce în Q-A-O, că pe A-O știu, ai zis tu, și dacă aș știu pe Q-A sau pe Q-B sau pe Q-C sau pe Q-D, dar ce este Q-B? Q-B este din toată diagonala jumătate. Din D prin B. Așa, cum știm diagonala fără din 3 la radical din 5. Așa, e radical din 3. 5 radical din 3. Și atunci, în triunghiul QBC, pe QB o știi. 2 pe 5 radical din 3. Pe QC o știi. 2 plus 5 radical din 3. Și pe BC o știi. Dacă mai trebuie isoscel, da, pică la mijloc. Deci aveai toate șansele să te duci. Să rezolvi problema și pe care mai ne-am analizat noi pe piramide acolo și ne-am uitat și acolo. De unde vine? Păi mă, de unde vine? De aia, de înainte, ce sunt astea, pe Q, pe aici așa. Deci au vrut prin mijloacă. Că nu degeaba am spus Q la intersecția diagonală. Da? Da? Deci de 8 ori, area triunghiul QBC, care e pe baza BC, 5, ori înălțimea Q, M, și pe Q mă s-o află deoparte, da? Q, M. Am spus că este egal cu Q, radical din Q, O, pătrat, Q, O, pătrat, plus O, M, pătrat, da? Mi-e bine mai ușor. Q, M, e radical din Q, O, pătrat, plus O, M, pătrat. Și face radical din QO. 2,5 la 9. Da, adică 15, eu aș zice 15 pe 2 la pătrat. Da. Plus? Plus 15 pe 2 la pătrat. Plus 15 pe 2 la pătrat. 2 ori 15 la pătrat. De 2 ori 5, vine radical. 2 ori 5 pe 2 la pătrat. De 2 ori 5 pe 2 la pătrat. Care 5 pe 2 iese în faptul. Și cam 5 pe 2 radical din 2. Iată că am aflat pe 8 mâni. Și acum, 8 ori baza 5, ori 5 pe 2 radical din 2, nu? Da. Și atunci face egal mai departe. Pe 2. Pe 2. Baza, rățimea? Pe 2. Pe 2 și pe 2, da? Da. Foarte bine, 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 bine. Face 4 ori 25. 100. 8 cu 2 plus 4 plus 8 cu 2 simplificați 4 cu 2 din nou 2 deci 2 ori 2 4 și 8 simplificăm și face după simplificare este minus 2 și 2 ori 5 25 50 radical din 2, da? Da, 50 de lângă și egal cu 50 de lângă factor comun 50 de lângă 2 plus radical din 2 terminat la treabă la treabă. Deci are a corpului care rezultă după decantarea celorlalte piramide. Asta am semnat. La asta trebuie să ajungem noi. Mai vin încă o dată. Nu scăpați din vedere problema. Ci cu Q-ul ăla? Nu întâmplător Q-ul la intersecția diagonală apare. Dacă așa apare, atunci cum într-un paralel diagonale sunt egale. El se intersectează cu toate patru, într-un punct care e tocmai centru acolo.
centru paralelepipedului. Adică piramidele care se fac așa pe fețe în urmă sunt toate piramide patrulatere regulate. Radical în 2 plus 1. Aici înseamnă că e numai 50. Ia să vedem. De 4 ori 5 la pătrat e 25. Și apoi de 4 ori de 25 are o singură fețe. Deci de 4 ori are o singură fețe. Mi-e 50 radical din 2 plus 1 cât la sfârșit, făcând așa cum v-am zis, area cum am făcut acolo, area totalul minus 2 ore, așa, am fost așa. Așa, nu, 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 nu discuteam aici. Deci area boxită, ca să vedeai două puncte. Area boxită trebuia să scrie că e calcul de două ori area lui Q, A, B, C, D. Așa am scris. A zis corpul vopsit, nu? E mai spre dată. Să se determine suprafața totală vopsită a piesei. Și piesa se vopsește. Da. Dar și prin lateral se vopsește. Nu țin cont. Ei, nu. Aria vopsită egal de două ori aria lui Q, A, B, C, D. Asta am scris. Dar nu e aia. Păi nu e aia. Păi plus de... Aria laterală cu U. Ei vor să zic că fac mai întâi aria lui Q, A, B, C, D și aria lui Q, A, B, C, D. C, D egal cu aria laterală a piramidei. Plus aria bazei. Și o precedere. Păi da, aria unei piramide, aria laterală plus aria bazei. Și aria totală a cubului scad numai aria la aia și dă cât mai rămâne. Aici este de realizat din doi lodași lor a potema, sau ce era aia? Potema, nu? QM. Da. QM, QM 5 radical din 2. Da, 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 așa da. 15 radical din 2. Și atunci aria boxită e de două ori așa, aria piramide. Adică au făcut aria lui Dioxidei, cât ne-au dat ei, aria lui QA prim de prim ce prim, cu aria lui QA, B, C, D, au făcut aria la un două și în aria totală au scăzut aria aia. Din aria totală a cubului. Da. Au scăzut aria piramidelor alea. Aria totală a piramidelor alea. Și le-au dat numai aria cât o rămas. Nu e posibil așa. Ce cum să scazi? Cum să scazi din aria totală? Deci aria vopsită, profesor. Da. De două ori, aria aria laterală a piramidei. Aria laterală a piramidei plus de două ori aria bară. Plus 2 ori 25. Plus 2 ori 25. De două ori, ori 25. Adică de două ori aria bazei. Aria bazei? Da, aria bazei, 25 ori 25. Nu, eu greșeam. Deci nu te scuzăm. Plus aria bazei, cu bărba. Da. Dar mai citești o dată. Mai citești o dată. Deci o piesă metalică se strunjește dintr-un cub, eliminându-se două piramide patulatere regulate cu vârfurile în Q. Bun. Q A, B, C, D și Q A, prim, pe prim, ce prim, de prim. AB egal 5 cm. Piesa urmează să fie vopsită. Punct. Bun. Piesa urmează să fie vopsită. Toată piesa. Da. Corect. A. Să se determine suprafața totală vopsită a piesei. Corect. Suprafața totală a piesei vopsită. Deci ea se vopsește. Toată se vopsește. Și pe lateral aici. Și pe lateral. Deci pe lateral se vopsește. Nu mai unde s-a scos. Păi nu mai. Și acolo când s-a scos, zice, plus aria bazilor, nu știu ce, de două ori aria bazilor, e prostie. Că tocmai nu două astea se vopsesc. Că s-au și scos astea. Exact. Parcă le-a vopsit de astea. Păi le-a vopsit pe astea. Parcă le-a vopsit pe astea deoparte. Exact. Păi, e o trăsnaie. Nu poate să fie asta. Deci... Repopleșită. Dar nu, e bunul simț care ne obligă să stăm corect să le gândim așa. Nu e vorba de... Exact. Dacă spune punct, nu spune că se vopsește numai scobiturile.
Dacă mi-ați spune numai scopiturile, atunci ar fi fost de două ori laterale. Și nu mai încăpea alea bazei. Nu mai încăpea niciodată alea bazei. Nu avem nicio treabă. Așa nu vi s-ați spus că vor să obțineți cele două piramide îndepărtate? Numai cele așa două piramide îndepărtate, da, da, da. Parcă sunt vopse cele două piramide. Și sunt așa să se determine. Deci, după ce se scot dintr-un cub, o piesă metalică se strujește dintr-un cub, eliminându-se două piramide patru latere. Piesa urmează să fie vopsită. Piesa? Deci care... piesa. Da. Care a rămas după ce am îndepărtat cele două piramide. Da, da. Nu corect asta. Are același lucru cu două ori Q aprind de prima D? De două ori? Q aprim de prima AD, după cine a rămas toată aia totală. De două ori are totala lui Q aprim de prima AD? Hai, de ce? De ce? De două ori Q aprim de prim... AD. Noi putem să vedem pe la capatul piramidei acolo? Asta vă întreabă mie vreo. Avem patru piramide, acolo am scăzut două. În interiorul cubului ăla putem să vedem patru piramide, patru latere regulare? Interiorul? Cubul, dacă piramida aici, piramida aici, piramida aici, piramida aici, umplu cubul, asta mă întreabă. Păi umplu cubul cine? Cele patru, da. Șase piramide sunt. Sunt șase. Sunt șase. Două. De sus. Și de fapt fiecare față. De fiecare față am câte o piramide. Așa, sunt și de aici, și aici, și aici, și acolo. Sigur că da. Piramide. Șase piramide. Patru rămân pe loc. Patru piramide rămân, două îndepărtăm. Și două îndepărtăm. Deci patru piramide rămân. Ea nu vede șase. Nu. Una este asta. A, B, B prim, A prim, Q. A, B, B. Fiecare față, mamă. A. Cu poate patru fețe laterale și două... Așa. Și noi ne scădem doar pe de-a două. Și noi mai ducem două. Putem să gândim și așa, nu? Cum? Dar și vopsim pe cele din interior. Pe cele din interior nu le vopsim în miruna decât câte o față la ea, fața asta la una. Deci nu vopsim absolut toate piramida care au rămas. Noi scobiturile vopsim. Exact. Da? Scobiturile. Nu, e greșit. La sfârșit au ce întrebarea nu-i pus corect. Trebuia să zic să vopsim piesele care le-am scos. Deci nu-i corect făcută problema, e prost gândită. Sau e prost formulată. Sau e prost redactată. Sau e greșit rezolvarea. Rezolvarea, corect. Hai să gândim tot și minuna. Deci ai un cub, scoți două piramide de aici. Deci scoți aria bazei, Da. Și mai spuneți ce de patru ori aia, de două ori aia laterală a piramidei. Da. Și asta de aici și asta de aici. Și tot ce rămâne, acum să întâmplă ce vopsești. Vopsești cubul cât ți-a rămas și tu nu l-ai explicat. Apoi are laterală a lui. Deci vopsești... Are laterală. Laterale. Deci are laterală a cubului. Are și mai vopsești scobitorile locul din care s-a scos piramidele, mama. Și deci are laterală. Nu? Da, 8 triunghiuri, corect. Deci de două ori are laterală. Nu vopsești? Păi înăuntru. De ce nu vopsești înăuntru? Păi cum n-am? Păi ne-am vopsit, dar cele 8 triunghiuri nu acoperă înăuntru. Adică înăuntru... Scobitura. Patru triunghiuri acoperă o scobitură și patru din partea cealaltă. Nu sunt patru triunghiuri de astea în scobitură? Nu cred că sunt scobitură. Deci, exact figura... Mai bine înăuntru piramidele alea, chiar de acolo. Păi, piramida asta...